bun început aș vrea să spun aici Prisăcani, locul nașterii mele, locul în care comunitatea noastră vrea să dea naștere unui eveniment anual. Roadele de la Prisăcani, ediția a doua, ca un bine meritat început după ediția întâia. Ediția întâia a fost în perioada 23-25 august 2013, anul acesta 24 august. Am ales perioada pentru că, în general, la țară, luna august este o lună în care încep să se culeagă roadele unui an agricol. Comuna noastră, fiind pe malul Prutului, între cele două ape, Prut și Jijea, are o tradiție în ceea ce privește creșterea legumilor, creșterea animalilor și apicultura. Prin aceste târguri și festivaluri vrem să provocăm atât producătorii din zonă, dar mai ales comercianții și vânzătorii sau cumpărătorii. Un dialog între producători și vânzători. De aceea invităm la Prisăcani în această perioadă de 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, la un parteneriat deschis între acești actori din piață. Pentru a da greutate acestui târg, am alături de mine pe cei mai inimoși, să zic, parteneri și prieteni, care m-au încurajat în a promova târgul. Am alături de mine pe doamna Laura Albu, care chiar doresc să ia cuvântul și să recomande inițiativa noastră și mai ales inițiativa fundației, pentru a convinge partenerii care sunt că am început un lucru bun pe care dorim să-l, an de an, să-l perpetuăm. Noi suntem partenerii comunității din Prisăcani de mai bine de 3 ani de zile. Sprijinim Asociația de Legume Fructe din Prisăcani, care are un număr foarte mare de membri. Sunt 200 de membri în asociația de aici și încercăm să sprijinim asociația să ajungă cu produsele proaspete ecologice pe care le produce pe piață, pentru că știm cu toții că pentru micul producător este foarte greu să vândă chiar și în piețele tradiționale, care sunt pline de intermediari, și de aceea noi am reușit să înregistrăm pentru asociație un brand specific zonei, pornind de la roadele de Prisăcani, se cheamă Rodinia, Savoare de la Soare, este brandul asociației, sub care dorim să promovăm legumele din zonă și în ultimii ani am încercat, în primul rând, să aducem consumatorul final alături de producători, să vadă exact cum cresc legumele, cum sunt proaspete, că nu sunt folosiți decât îngrășăminte naturale. Și de aceea, chiar în ultima perioadă, am venit părinți și copii pe biciclete și i-am dus direct în grădinile producătorilor și au mâncat fructe și legume proaspete pe care le-au cules cu mânuțele lor. E a doua ediție a acestui festival în care sperăm din ce în ce mai multe lume să ajungă aici în Prisăcani, în principal să-și facă aprovizionarea pentru vară și toamnă cu legume proaspete, însă să se convingă că acest preț este corect, pentru că prețul pentru legume merge direct la producător. Și poate dacă suntem în demersuri, colegii mei sunt cei care se ocupă acum, încercăm să introducem legumele în supermarketuri, ca în loc să cumpărăm din supermarketurile ieșene legume din Turcia, din Spania și Italia, să cumpărăm legume din zonă și fructe din zonă, și o să vă anunțăm în momentul în care o să reușim. Colegii mei, Andrei și Alina, sunt cei care în ultimele săptămâni au umblat după toate documentele necesare și sperăm să reușim să
fim prezenți cât de curând și alături de consumatori în supermarketuri. Aș dori să dau cuvântul și lui Andrei, pentru că în spatele acestor evenimente sunt lucruri și nevăzute, poate cele mai grele în ceea ce privește marketingul, în ceea ce privește, iată, contractarea legumelor și intrarea în piața mare. Andrei, te rog câteva cuvinte despre munca noastră de culise, cum s-ar spune. Da, bună ziua, așa cum am fost prezentat până în acest moment, această asociație are un număr de membri destul de mare. În primă fază ne-am propus să, ca să spunem, a penetra piața pe sectorul de legume și fructe prin lanțuri mari de magazine din Iași. La acest moment avem un brand care o să-l promovăm pe toate căile posibile. Acest brand este Rodinia, care reprezintă fermierii din zona Prisăcani și zonele învecinate comunei Prisăcani. Prin intermediul acestui festival, mare parte din acești producătorii și care totodată și membrii ai asociației vor purta sigla, brandul asociației. Asociația în acest moment așteaptă să fie listată ca și furnizor la hipermarketurile ieșene, iar de acum încolo mai mult sunt aceste etape, ca să le spunem așa, birocratice, până în momentul când vom reuși să încheiem contractul final, prin parteneriatele finale cu aceste hipermarket. Cu informații noi, prin intermediul domnului primar, în permanență vom ține la curent toți potențialii clienți ai... Da, mulțumim, Andrei. N-aș trece cu vederea faptul că avem parteneri în acest târg, Primăria Iași, Consiliul Județean Iași, Direcția Agricolă și iată Camera Agricolă Iași, prin domnul inginer Puiu Cosovski, un vechi și bun prieten al Comunei Prisăcani, care va veni la târg, îi dăm cuvântul, cu partea de consultanță și informații în ceea ce privește pregătirea proiectelor, nou PNDR, informații despre cum vor fi accesate fondurile europene în perioada 2014-2020. Un câștig real pentru fermierii noștri din zonă. Camera Agricolă Județeană Iași, Camera Agricolă de Consultanță, a fost, este și va fi întotdeauna cu ultimele noutăți și cu tot ceea ce înseamnă informații noi, alături de producătorii agricoli, alături de primăria Comunei Prisăcani, și eu răspunzând de zonă și implicit Comuna Comarna. Pentru planul PNDR 2007-2013 a avut un real succes aici în zonă. S-au realizat un număr de 68-70 de proiecte pe măsura 112-141 și în continuare, cu ultimele norme care au venit și cu informații, precum că începând în octombrie se va da drumul la proiectele pentru 2014-2020, sperăm în continuare să realizăm un număr cât mai mare de proiecte și să ajutăm efectiv producătorii agricoli. Pentru a da greutate, consistență și de ce nu implicare a tuturor cetățenilor din comună și a celor care ne vor vizita, în perioada 22-24 am făcut un program adecvat târgului. Pe data de 22 la ora 11 va fi deschiderea oficială a târgului, unde invitați de marcă din județele Moldovei, din comunele învecinate și din Basarabia vor trece în revistă fiecare legumicultor în parte cu, să zic așa, cu o binecuvântare a preoților din sat. Toată ziua de 22 august va fi implicarea directă în activitățile târgului. Pe data de 23 avem invitat aici și vom aniversa cu copiii din Comuna Prisăcani
a cincea ediție a turneului de rugby Memorialul Nicolae Balcan. Avem invitat în jur de 200 de copii din județele Moldovei care se vor întrece în jocuri sportive de rugby, încheiate cu un festival și un regal, spunem noi, al seniorilor, old boy, vechi rugbiști, care sunt din Comuna Prisacan, din județul Iași și chiar invitați din Franța și Italia. Colegi care au venit alături de mine, împreună cu cei doi profesori, Petru Petrișor și Florescu, și vom sărbători pe lângă târgul de produse agricole și un festival al rugby-ului prisăcănean. De asemenea, începând cu ora 10, am invitat la școala Prisacani foștii mei colegi din clasa 8-a, promoția 1968, cei care împlinim anul acesta 60 de ani, fiii satului se întorc acasă, unde vom avea un parteneriat și vom încerca să deschidem catalogul clasei 8-a din anii 1968 cu profesorii care au rămas în viață și cu cadrele didactice de la școala Prisacani pentru un remember al anilor ce trec în calea vieții noastre. Sper să fie un prim început, fiii satului să vadă școala unde am învățat, fiii satului să vadă producătorii agricoli din Prisacani, fiii satului să se întâlnească cu copiii rugbiști generația de mâine. Într-o idee de educație, atât pentru cei care au plecat, într-o idee de educație și pentru cei care sunt prezenți astăzi. La acest festival avem invitat și pe cei doi profesori pe care Consiliul Local a declarat cetățeni de onoare, profesor dr. Marin Dumitru, fost și actual redactor al televiziunii Vaslui, TV Moldova Vaslui, pe care îl invităm acasă să-i decernăm titlul de cetățean de onoare, întrucât în perioada anilor 60-70 a fost profesor și directorul la școala Măcărești. Avem a doua decernare de cetățean de onoare, domnului profesor Boris Crăciun, cel care a stârnit și a scris pentru Comuna Prisacani o carte reală despre oamenii comunității noastre. Un fel de, să zicem noi așa, o istorie a comunei, unii spun monografie, dar noi spunem de la lume adunate către lume returnate. Prin acest mesaj îi dorim sănătate și multe bucurii profesorilor celor care sunt alături de Comuna Prisacani. În ultimul rând, duminică 24 august, copiii din Comuna Prisacani, cei care n-au putut face rugby, fac dansuri populare, avem formație de folclor. Facem a treia ediție Mugurașe de la Prisacani, unde avem la fel invitate 15 echipe și televiziunea TV Favorit, care va filma și va da pe posturile naționale festivalul nostru de folclor. Avem formații din Chișinău care vor participa la aceste manifestări. Avem formații din raionul Ungheni, de dincolo de Prut, și formații fanfara de la Vaslui, dansuri populare din județele Alba, Maramureș. Iată un regal de dialog, distracție și întâlniri între copii. Sper să fie 3 zile de muncă, 3 zile de realizări. Vă invităm la noi la Prisacani pentru a vedea un început de dialog, un început de educație și, de ce nu, munca noastră să dea roade. Vă mulțumim și vă așteptăm la festivalul nostru.